Povestea împăratului precaut. A fost odată un împărat care era foarte precaut și fricos, așa că l-au numit împăratul precaut. Din cauza că nu avea încredere nici măcar în cai, mergea peste tot pe jos, dar alaiul lui era deja atât de obosit de prea lungile plimbări, că au rugat un vrăjitor să-i facă un mijloc de locomoție care să se miște singur. Peste două zile, invenția a fost gata, iar vrăjitorul a denumit-o bicicletă. L-au rugat pe unul dintre miniștrii să o încerce, dar acesta a căzut de pe ea și și-a rupt mâna. După ce s-a vindecat, s-a dus din nou la vrăjitor. Păi ne-ar trebui ceva mai sigur, cu mai multe roți, un obiect care să meargă singur. Realizarea acestuia îi luă vrăjitorului o săptămână. Dar când ministrul a pornit cu obiectul care se mișca singur și pe care vrăjitorul l-a numit mașină, s-a ciocnit de un copac și și-a spart capul. Și iar i-a trebuit un timp ca să se vindece. Văzând cele întâmplate, împăratul precaut a continuat să meargă pe jos până când, din neatenție, s-a împiedicat de un cioc și, căzând, și-a rupt un picior. De-abia atunci își dădu seama că oamenii împreună cu el nu au avut dreptate când au învinovățit bicicleta și mașina pentru accidente. Așa că el însuși s-a dus la vrăjitor și i-a comandat obiectele magice pentru el și pentru toți cei de la curte. Iar pentru că au circulat întotdeauna cu atenție, nu s-a mai întâmplat niciodată niciun accident. Noapte bună, copii!